Le sunt recunoscător astăzi tuturor celor care mi-au oferit cel mai riscant și responsabil rol în această luptă, acela de a fi candidat pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Cu Doamne ajută! Mai 2024. La inițiativa fostei jurnaliste Natalia Morar, mai mulți politicieni de opoziție se întâlnesc și discută despre identificarea unui candidat unic la prezidențiale. Se spunește că fostul procuror general Alexandru Stoianoglo ar fi una dintre candidaturi. Nu se ajunge la un numitor comun însă. Subiectul candidatului comun neutru pentru alegerile prezidențiale poate fi considerat închis. Iulie 2024. În cadrul unui briefing de presă ținut în sediul Partidului Socialiștilor, după un discurs de 6 minute al lui Igor Dodon, aflăm că Alexandru Stoianoglo este candidatul desemnat de socialiști pentru președinție. După Dodon, pentru 3 minute, a intervenit și Stoianoglo, citind un discurs de pe foaie. Dodon a cerut și susținerea altor partide pentru Stoianoglo, însă nimeni nu a răspuns apelului său. Decizia mea a fost influențată de mai mulți factori. Primul, injustiția și arbitrariul Moldova cresc în fiecare zi. Nedreptate nepedepsită, abuzul demonstrativ, în sensul direct al cuvântului, batjocura față de oameni. Legile sunt calcate în picioare. Ordinea constituțională este atacată zilnic de autorități și diversi aventurieri politici. 20 septembrie 2024. Chiar în prima zi de campanie electorală, socialiștii organizează un eveniment de lansare a lui Stoianoglo în alegeri. Evenimentul a început tot cu discursul liderului socialist Igor Dodon, care a întârziat la eveniment, timp în care Alexandru Stoianoglo îl așteaptă în fața mulțimii. După Dodon, a vorbit și Stoianoglo. Toată lumea, tot poporul moldovenesc așteaptă acest lucru de la dumneavoastră. Cu Doamne ajută! Astăzi pornim din nou la drum spre cel mai dorit și cel mai de preț obiectiv pentru majoritatea absolută a poporului din Moldova. Instaurarea dreptății, victoria definitivă a adevărului asupra minciunii și violenței, triumful legii asupra dezmețului este ceea ce merită Moldova, este ceea ce vom realiza împreună în lupta noastră decisivă. Imediat după absolvirea Universității de Stat din Moldova în domeniul dreptului, Stoianoglo se angajează în cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău. La scurt timp este numit în funcția de procuror la Procuratura Unității Administrativ-Teritoriale, Găgăuzia. În 2001 revine la Chișinău devenind adjunctul procurorului general. În 2007, la expirarea mandatului de procuror, Stoianoglo își deschide propriul birou de avocatură. În perioada 2009-2014, Alexandru Stoianoglo a fost afiliat Partidului Democrat din Moldova, formațiune de centru-dreapta. A ajuns de 2 ori consecutiv deputat din partea PDM în iulie 2009 și noiembrie 2010. Fiind deputat, a făcut parte din Alianța pentru Integrare Europeană. În cadrul alegerilor din 22 martie 2015, Stoianoglo candidează independent pentru mandatul de bașcan al Găgăuziei, obținând un scor care l-a plasat pe locul 6. În 2019, Stoianoglo revine din politică în justiție. Este numit în calitate de procuror general prin decret prezidențial de către Igor Dodon, urmarea unui concurs organizat de Consiliul Superior al Procurorilor. Nu și-a dus însă mandatul de procuror general la final, fiind suspendat din funcție în 2021 ca urmare a începerii cercetării sale pentru fals în declarații, corupere pasivă, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Numele lui Alexandru Stoianoglo apare în 6 cauze penale, 5 dintre acestea fiind încă în examinare. În una dintre cauze, Stoianoglo este învinuit de procurori că ar fi prezentat public detalii din corespondențele private ale fostului procuror șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, informații care constituiau date ale urmăririi penale. Dosarul se află în instanță din vara anului 2022. Din toamna anului 2022, Stoianoglo este cercetat și pentru corupere pasivă după ce, în mandatul său, Procuratura Generală l-a eliberat din detenție pe controversatul om de afaceri Veceslav Platon și a renunțat la acuzare. Dosarul se află în primă instanță.
La faza de urmărire penală se află alte două cauze penale, una privind îmbogățirea ilicită și alta privind depășirea atribuțiilor de serviciu. Dar în cauza penală în care a fost învinuit că și-a depășit atribuțiile de serviciu la eliberarea din funcția unui procuror, Stoianoglu și-a primit sentința în primă instanță, fiind găsit nevinovat. O cauză penală în care a figurat Stoianoglu a fost clasată, cea în privința acțiunilor pretins ilegale ale fostului procuror general, manifestată prin investigarea defectuoasă a urmăririi penale în cauza numită generic expulzarea profesorilor turci. Potrivit cele mai recente declarații depuse la Comisia Electorală Centrală, Stoianoglu nu a făcut achiziții și nu a vândut niciun bun în ultimul an. Pentru 2023, acesta declară venituri de numai 50.000 de lei din salariu. Familia Stoianoglu deține două imobile, un apartament de 161 de metri pătrați cu o valoare de peste 942.000 de lei și un alt imobil de 60 de metri pătrați în valoare de 844.000 de lei. De asemenea, familia Stoianoglu deține două mașini, un Hyundai Tucson fabricat în 2021 și cumpărat în același an cu 575.000 de lei și un Mitsubishi Outlander fabricat în 2005 și cumpărat în 2007 cu 80.000 de lei. Pentru 2023, Stoianoglu declară și o datorie de 200.000 de lei către Alexandru Sicinsche, nume similar cu cel al unui avocat. Stoianoglu s-a angajat să returneze împrumutul până în 2026. Potrivit procurorilor anticorupție, Platon și Stoianoglu s-ar fi întâlnit în fiecare zi de sâmbătă după ce Stoianoglu, în calitate de procuror general, avea ședință cu procurori care investigau dosarele în privința lui Platon. În 2012, Stoianoglu a fost unul dintre cei 5 deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană care nu au votat pentru condamnarea comunismului. În 2014, unul dintre ultimele proiecte de lege semnate de Stoianoglu în calitate de deputat a fost cel privind sărbătorirea aniversării 70 de ani de la eliberarea Republicii Moldova de sub ocupație fascistă. După ce s-a aflat în examinare mai bine de un an, controversatul proiect a fost retras în anul 2015. În 2020, Procuratura Generală, aflată sub conducerea lui Alexandru Stoianoglu, a refuzat să inițieze un dosar penal în cazul cu locului transmis de către Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon. Eu убежден, что там были деньги. Но одно дело, что я думаю, и другое дело, какая у нас доказательная база. Alexandru Stoianoglu nu ne-a răspuns la apeluri, nici încercările de a lua legătura cu Alexandru Stoianoglu prin intermediul lui Victor Țvircun, președintele grupului de inițiativă în susținerea candidatului socialist, nu s-a soldat cu succes.